la Nelson când ai pornit clipul, te abonezi, apeși clopoțelul, când vezi premiera, dai memento, chiar dacă îți arată că pornești peste 7 ore, tu dai memento și el te anunță când pornești. Și dacă vrei să fii cu Nelson în drumul ăla bun cu reclamă și vrei să faci, să intri în talentul lui Nelson, este dolarelul jos, ac dolari, ac punctata, înțelegi, ai apăsat și ai donat. Cât vrei tu? Tie tata Nelson Mondialul, am vrut să vă fac clip afară. Uite cum am venit și am parcat mașina, vedeți? Aici, pe la Țiții, dar din motive că mă dor șelile, m-am dus și am făcut 2-3 pași pe frigul ăsta, m-au prins, eu mi-o pica iară muștii în șele. Mere tata înapoi acasă, că nu poate să facă, vă fac clip de acasă, vă țuc. Am vrut să vă arăt, tie tata, un aparat, am vrut să vă arăt o gagică, un cur, ceva, nimic, plouă, muști, caput. Miau. Nu, eu acum mami vreau să vă joc cu Speedy. Să dau mami șapca și mănușile că mă joc cu Speedy. Da. Și eu vreau să mă joc cu Speedy. Copii, avem acțiune cu Speedy. Acum mă doare pe mine, cel mai tare mă doare pe mine spatele, dar... Acolo, după facem o din asta cu Speedy, cum îi zice mami, ca și la spital, nu, șapcă cu urechi, dăm, aia, să dăm mama șapca cu urechi, să mă joc cu Speedy, cel mai mult, mănușile, pregătește mănușile, au, patile, au. Poftim, poate doar spatele și tu vrei să te mă. Tapi, dar bătii, mama, ce o să mă joc cu el și o să mă bucur când sar pe mine. Când sare pe șpidilanul meu, pe mine, punem camera aici, ne pregătim, că îl iei din toate fronturile speciale. Să vezi de sare aici sus pe cameră, în casa Dumnezeul tău. Stai așa. Și mă prind ăsta. Ar trebui să-mi pun și ochelarii la ochi, să nu-mi sară în ochi. Tata bandit! Tata, iui că nu se prinde asta. Tata se echipează. Mami, deschide și adă-mi mănușile. Mere tata după Speedy. Dă mănușile. Și punem aia albă pe lângă mie. Iui, cum să le pun că ăsta să bagă sub mănușă? Ăsta să bagă sub mănușă, ascultă ce spun. Și mă rănește. Aia-ți salatul că ăla ne linie, că nu am. Nu, că tot îl rupe alatul. Nu. Până aici sus, mamă, punem asta. Înfășoară-mă ca și la mausoleum. Uitați că am telefonul acolo, să vezi de sună telefonul. Și acum să-l luăm pe Speedy. Hai, bagă-mi și astea. Deschide-mă ăla. Aia, cărcarul. Stai să nu calci acolo. Nu calc. Deci, hai și la șerută e tata Speedy. Hai și la șerută e tata Speedy. Și mă sărută eu Speedy Lan. Hai, închide ușa. La veveriță. Liană!
Hai închide. Și mă sărutăi o spidelan. Coiosu. Să mă sărutăi spidelan. Ta pida, mă, te-i pidi să nu sar la tavan. Aici. A da, tata. E spidi. Ioi sărut, ce ne zdrăbanui. Și mă face cu spidi. Iuhu. A da, spidi. Aici mă sărute, tata. Aici mă sărute, tata. A da, spidi. Da, da, pace. De ce? Hai să mă sărut pe tata. Ioi sărută la să-l sărut. Pune adă încă din asta să-l prind. Ai închis acolo să nu meargă la puță. Am închis. Ioi cum se învârtește pe mine. Ioi cum se învârtește pe mine. Ioi să-l sărute tata bucuria lui Iptica ăsta jos gâț. Trebuia să-mi pui și bretele. A, tata. Ești pidi? Da! Cine-i? Petrică-s cu spidi, mă joc! Ce faci, mule? Uite-te, mă! Aici deschide numai... Iui, cum o sărit! Iui, cum o sărit sărutalaș! Iuhu! Iuhu! Poftim unde s-o dus. Hâț! Unde mai dus, poate le mănânc. Un pic, dar fac acum din asta, cum îi se zice, ca la doctor, fac... Ce? Pe... Tratament? Un fel de tratament cu spidilan. Cum îi se zice, mă? Când mergi să faci ca și cura de slăbire, de-ți dă de alea. Spidi! Aia, tata. Hai, ioi șurutelăș. Hai, câți? Hai, da. Hai, tata. L-am băgat astăzi, l-am băgat în duș. Știți cum îl spăl? Ca și când l-o spălat pe Rambo, japoneză. Când l-o băgat, i-o pus furtunul pe ei. Ioi, sărută mi lasă mi-o sărut. Ioi, sărută mi lasă mi-o sărut. Să nu mă muș, tata mi-o. Să nu mă muș, sărutați aș corfoule să-ți le sărut. Uitați ce mare-i mâncava așa. Să moră dacă nu gândești că-i viezule. Eu nu gândești că-i viezule. Deci, băi, oameni, deci așa din asta am înțeles că mă întărește muștii de la spate. Ioi, săruta, uitați-l, mă, ce faini, mă, sărutai așa. Ăsta n-am curat să-i suflu pe coadă pentru nimic în lume. E să sară, spide. Hai să joacă-te. Iui. Hai să joacă-te. Hâț. Hai să joacă-te. Căci. Hai căci. Nu roade că-mi bai carul. Hai. Păi. Așa nu roz. Eu scot pe pâță.
Să vedeți? Băi, nu rode, du-te în carul meu. Hai, 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 hai. Șt. Nicu, stă în poziție de atac. Cum stă în poziție de atac, mă? Să vezi cum patinează ca desene animate. Up, șpidi! Hai! Hâț! Ai și mă șărâtă eu tătă, șpidi! Ai și mă șărâtă eu tătă! Du-te pe mână! Du-te pe mână! Mă tem! Du-te mă șare cum eu pe mână! Du-te, tată! Hai, Spidi! Îi dau drumul pe Petrica. Tot vrea să meargă acolo, că acolo e pâța. Știi că acolo e pâța. Dă-i drumul de acolo. Hăp! Șobolanul oparit. Ioi! Ioi, zugrăveala mea! Hai, tata! Hai, tata! Hai aici, spărietule! Hai aici, spărietul meu! Hai aici, spărietul meu! Hai la tata! Hai la tata! Opa, 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 opa! Opa, opa, opa! Ioi să mă sărătă spărietul! Ioi! Dacă dau asta jos, o să văd dacă un pic să-l prind, să-l pot să-l masez. Ori mă masează el, ori îmi plâng în pom. Hai acolo! Hai aici, Spidi! Hai, tata! Spidi! Spidi! Huia! 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 A, tata! Nu, rodi, rodi, mi-ai carul! Ai, ai! Iui, că sur... Sur căpătură! Ioi, că s-o urcă pădurul. Hai aici să ruptați-a școlfaule. Ioi, dulapul meu. Hai aici, mă. Mă, bengosule, mă. Hai să te șarute, tata. Hai să te șarute, tata. Nu, că ăla-i numai de pluș, rodi mie carul. Lasă-l că-i de pluș. Op. Op, și-mă sărută, femenița. Ăla să aruncă în cavar Dumnezeu. Eu scot pe dator de pâța. Hai. O scot pe pâță în cavaș. Iui, hâț? Hai, șărbaticule, aici. Hai, tata. Hai să te prindă, tata, aici. Bă, e foarte agil. E foarte, foarte agil. Hai, tata. E foarte, foarte agil. Ia uitați-l ce agil e. E foarte, foarte agil. Agil. Liană, adă cușca.
Nu mă pot juca cu el că e agitat. Unde e asta? E aici. Îți? O sări pe mine. Hai, tata? Eu. Pivi! Ești mă să rătări tătă șpivi? Hai să mă sărută eu, tata Spidi. Mami, l-am... Bam. Tata bandit. Foarte bandit. Tata l-a prins pe Spidi de numai. Merim că vine Petrica. O vine Petrica. Stai acolo, Pidilan. Stai acolo, Pidilan. Mă sărută, Spidi, du-te, bagă-l. Câte erau la 23, 24, 26, 28... Ce-i manglitorule? Du-te, bagă-l în cușcă. Ai reușit, ai prins-o? Da. N-au cum ești, bă, cu asta? Ce faci cu șapta aia în casă? Am făcut o terapeutică cu Spidi. Am făcut o terapeutică pe Petrica. Și tata să-i de bandit eu numai. Dar te mai dorm în spatele? Un pic. Am ieșit astăzi afară. Dar trebuie probabil și să te miști un tip, nu? Aia am întrebat, că nu? Cum ai reușit? Te zice că răcești la spate, da? De multe ori te dor rinichii și e senzație. Nu mă dor rinichii, mă. Nu mă dor rinichii, Petrica, că din cauza la saltea. Păi, eu trebuie să iau saltea de carurile mele. Poate că e caldă și te întorci. Da. O parte transpiri și pe urmă sigur să te că o zis că e pe timp de vară o parte și pe timp de iarnă. E, și? Păi nici eu nu am întors-o. Am întors acum pe timp de vară. Prăvând în gura lor să-mi o trag. Nu, mă vezi, mă, că nici ăsta de calitate nu te de multe ori să face bine mă. Bine, măi, omule, reclamele-s reclame. Păi să zi, luăm alfabetă. Da, o centrală, ceva? Da. Bă, vezi tu, bă, ăsta, merg, da? Nimic, te văd eu când vine factura la razeală. Păi deja mă... Ce deja? Păi nu a venit acum. Cum l-a venit? Ia, nu a venit? Nu cred, mă. Povestim, nu. Vorbesc singur. S-a majorat gazul cu 15%. Dorim 14%. N-o vine gazul tu? O vine factura tu? Da, da. Și cât ai? Cât a fost? 4 milioane. 4 milioane. Nu, mâncați așa. De unde plătești tot pe bani? Ha? Cum plătești așa mulți bani? Serios că-s mulți, mă. Da. Ți-am spus, du-te de o loc de bubărete, du-te cumpără centrală și Doamne ajută ca... Hai, mă, că spală aproape fiecare zi, haine, îți faci... No, și apoi ce? Eu în fiecare dimineață fac baie, păi tot atâta suntem și tu să ieși doi, bă. Și noi suntem trei. Mă, Petre, nu mai vorbi, mă, că la mine sunt 22 de grade, mă. Hai, uite-te la mine să vezi cât îți bă. No, și am, i-am dat drumul mărs una într-una centrală. Bă, dacă ți-am zis că sunt mai economice, n-ai înțeles, nu. Că m-am și m-am interesat, bă. Șase. Te intră și tu pe net, vezi de ăștia de la Vailand, vezi cu cât, că scrie acolo... Și cât... așa e gata iarna. De acord cu tine. Bă, lasă-mă cu Vailand, că eu nu-mi iau Vailand. Păi ce, nu vrei să iei? Ce, nu-i bună marca nemțească? Bine, mă, eu-mi iau Bosch, măi. Bosch. Transport, pe Bosfor. Aia, nu, bine, e că Vailandurile sunt făcute pe... Nu, mă, scrie,
îți dă, uite, așa are teanc de hârtii și scrie unde a fost fabricată fiecare component în parte, scrie Made in Germany. Nu scrie în Bosfor și... Da, pe asta scrie că în Bosfor, pe vapor? Nu neapărat. Scrie Made in Turkey. Pe astea? Sigur, uite-mă, caut eu acum, centrală Bosch. Ia, te rog frumos. Centrală... Aia nu, bun. Bosch. Eu vorbesc ce găsești pe piață la noi. Acum, dacă eu sigur că... Trebuie să scriu și originală. Ce? Mă rog, scrie. Uite, centrală, pe EMAG. Pe EMAG să caut. Da, pe EMAG. Și, da, și pe EMAG. Și pe EMAG. Și pe EMAG, da. Centrală termică Bosch. Prețul Bosch. Oferte centrală... Exact, zic pe ele. Stai un pic, centrală Bosch, universul instalațiilor eco. Iar n-ai țigări pe duce? Da, n-am, cum să n-am în el? Când am avut? Ia să vii eu. Păi eu și sun acum. Da, ia te rog frumos și vezi. Centrală Bosch. Ești tu centrală. Centrală... De ce, mai o să dau 50 de milioane, dai și... Centrală termică Bosch, 41 de milioane. 49 de milioane. Ai văzut? Două secunde. Ultimul produs în stoc. Auzi, mâncața și Dumnezeu cum o bagă ăștia. Ultimul produs în stoc. Ăla e mai ieftin, Nelson, să știi că e singura din stocul ăla. Adaugă în coș. Cu conversie trebuie să fie bun. Vezi, dar coș. Cred că tot e așa. Unde ți-o duce la rimă? Pe ochi, tu nu vezi. E, n-ai altul. Na, lasă-mă, mă, cu conversia, adăugă. Și nimă la ăsta, păi, de care e ideea veche, model vechi și tu ca și... Promoția cumpăra Marin un prieten, ne-am de ăla în ea, cum zice. Carcadou, Moptan. Eon. Mănâncă mai mult ca asta, dacă e. Abonează-te, nu ne abonăm. Cu 15 milioane, ești unul de aia. Hă? Cu 15 milioane, centrală. Uite, Bosch cu 50 de milioane. Da, ia. Dar de, uite Bosch cu 70 de milioane. E, dar nu-ți trebuie de aia, bă, că aia e pentru un suprafețe de 140-200 de metri pătrați. Păi, dar nu scrie despre aia, păi numai scrie, atâta da. Recomandări. Nu, 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 așa. Uite-te, acolo scrie câți kilovați are, cât, de cât trebuie să fie. Acolo păi e așa. De, are Bosch condens 7000i. 7000i. Asta nu știu ce reprezintă. G7000IV 30x35 C23. Așa. Panou frontal din sticlă inclusiv aia, kit bună. Standard evacuare gaze și termostat internet CT200. În cauța-și Dumnezeu ce? Pe internet? Pornește pe internet. Programezi. Programezi pe internet și pornește de când te apropii acasă centrală. Bănuiesc că da. Bine. Extraordinar. Da, da. Dar nu-mi dă din asta pentru să sun. Cum? Centrale, număr de telefon. E mama au prețuri bune, nu? Climatizare, sisteme de încălzire. Bosch. Boci, boci, boci. Asta-s mai eu, boșurile. Bine. Asta vreau eu să... Da, înainte de a le cumpăra, știi ce? Ia, întreabă-i tu pe băieții ăștia care să pricep un pic la... Sună la un tip de aici și... Stai așa că sunăm acum. Nu, unde? La Romstal. Lasă, nu, că aia te aburesc. Nu pe ăla, bă. E un număr de telefon de la Instalăm Centrale Termice. Lasă-mă, mă, cu vagabonză aia, măi, păi, Petre, cu cine mă. Vrei? Păi ăsta se aburește capul. Păi spune că de-aia e mai scumpă, trebuie. Lasă că taci. 0372123101. E tata telefon. Nu, las. Cu privire la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră personale, conform noului regulament european GDPR. Pentru comenzi online, apăsați tasta 1. Pentru informații de natură tehnică a produselor, apăsați tasta 2. Pentru piețele de timp, apăsați tasta 3.
pentru a intra în legătură cu un operator, apăsați tasta 4. Am apăsat 2 beni. 2 sau 4? A, 4? 4. Mi-e pare rău. Nu ați ales nicio opțiune. Du-te. Pentru comenzi online, apăsați tasta 1. Pentru informații în afară tehnică a produselor, apăsați tasta 2. Pentru piese de schimb, apăsați tasta 3. Pentru a intra în legătură cu un operator, apăsați tasta 4. 4 trebuie, mă. Când termine, ai întors. Da. N-o să vedem ce zice. Mi-e pare rău. Nu ați ales nicio opțiune. Uite că mă... Pentru comenzi online, apăsați tasta 1. Pentru informații de natură tehnică... Cred că numai tasta 1 le mere. Pentru piese de schimb, apăsați tasta 3. Pentru a intra în legătură cu un operator, apăsați tasta 4. Am apăsat 1. N-am mâncat așa. Ne pare rău. Nu ați ales. Du-te în cancer să te mânce. Numărul format este I. Du-te în lanțuri să te mâncă. 441. Trecem încă o dată. Dați în pace, mă, reluare apel. Nu ne trebuie. Închide. Nu, nici mă mâncați așa. Ronstal. Apelează. Uite, Ronstal servicii. Încă mi-a arătat. Ați sunat la Ronstal. Acest apel poate fi înregistrat. Prin continuarea convorbirii, vă estimați conștiință. Dar lasă până cum termine. Conform noului regulament european... Pe tasta 1 am apăsat. Pentru comenzi online, apăsați tasta 1. Asta pentru informații de natură tehnică a produselor, apăsați tasta 2. Ce? Pentru piese de schimb, apăsați tasta 3. Pentru a intra în legătură cu un operator, apăsați tasta 4. Nu. 1, 4... Am apăsat... Pe... Niciun. 1, am apăsat pe tasta 1. Păi... Ne pare rău, nu ați ales nicio opțiune. Nu, no, mă, mâncați aș du-te în cancer, răpciugă ce ești. Plângeți-ai în pun... O las să vorbească și după ce a apăs. Ați sunat la Ronstal. Acest apel poate fi înregistrat. Prin continuarea convorbirii, vă estimați consultorul cu privire la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră personale, conform noului regulament european GDPR. Pentru comenzi online, apăsați tasta 1. Pentru informații de natură tehnică a produselor, apăsați tasta 2. Pentru piese de schimb, apăsați tasta 3. Pentru a intra în legătură cu un operator, apăsați tasta 4. Bine, 2. Nu. Ne pare rău. Du-te în cancer că sunteți... Bine o zis, Petrea, că sunteți de pe vapor. Bine o zis, Petrea, că sunteți de pe vapor. Rasa mamii voastre de hoși și bandiți. Ce sunteți? Centrală termică, prețuri. Centrală termică, centrală EMAG, centrală Dedeman. Centrală... Nu, uite la Dedeman, da. Păi la informația acolo, puteți răspundi. Să vedem. Dedeman. Ăsta îmi cere să mă autentific. Bine, mă. N-are mai numere de telefon, ăștia-s hoți și... Nu, că trebuie să faci comandă, cred că online. Ce online, mă, omule, mă? Oricum, dacă trebuie îi să... primești informat. Dacă îi să-mi iau, îmi iau... planul, înainte de păi da, dar nu are sens acum, că vine vara. Nu ce să... Spre tot. Refuză. N-ai mai, Petre. Eu îți mulțumim de ea. Nu, îs hoți ăștia. Bă, dar așa scumpă e o centrală mâncață. Da, mă, că acum știi ce s-a întâmplat. E o întreagă tehnologie, ea nu e modelul vechi. Mai scumpă e astea, au 87 da. De milioane. Da, e pentru casă. Ia, e pentru casă. A? Pentru casă. Da? Cu suprafață de 200 de metri pătrat. Depinde de câți kilovați, ce putere are, ce. Of, câte calorifere scrie acolo. Dar care sunt kilovață? E 23. C și W. C și W? Nu scrie aici. Păi nu e GC742. Aia e codul, numai... Codul. Nu arată, nu dă multe din astea informații. Ia să dau pe ea. Ei numai zice adaugă. Păi ce e că numai atât îmi arată poza?
Nu scrie, trei date tehnice. Nimic. Energie, 40 de kW. Ai văzut? 52 de dB. Nu știu ce reprezintă. Aia cred că gălăgia. Decibel. Da, decibel, da. Aia da, aha. Decibel. Da, apoi 38 până la 38 de kW, nu cred așa mare, că cu cât e mai mare, cu atât. Am 38-40 tot acolo. Da. 82.000 de euro. Cu instalatul, cu tot? Da, păi nu e mare sofală, că numai taie țevile alea de jos de acolo. Păi bine, ei taie țevile alea, nu? Păi vine de siguranță sub el. Da, eu știu. Nu umbla acolo, da, nu, Petre, mă uit, extraordinar Petrică ăsta m-a mâncat. Las că-i întuneric, nu vezi ca și vulpea noaptea, da, găinile. Robinetul de apă, pe fiecare în parte, la mine am pus robinetul pe supriști, vrei să schimbi? Este și aici, da, sigur. Atunci nu trebuie mare școală acolo, Nelson. Cât am plătit eu, că n-am vrut eu, că nu mă lăsa pe așa să lucru eu. Păi dar cum să lucri tu, mă? Păi dar eu am pus centrala tătă eu, mă, singur. Cum? Eu am văzut o singură dată cum am montat și am Petre, eu am să zidesc un zid aia și în ea și să-ți fac ușa acolo, că nu vreau când explodează să mă afecteze. Cine? Păi dar dacă tu ai, tu ai instalat? Eu, mă, tot de și caloriferele și tot de în casă, inclusiv, ăia au venit și ăla drumul. Cum, mă? Eu mă pricep la orice. Da? Eu am montat-o tot. Și știi ce? În toată casă le-am schimbat, le-am pus noi, calorifere de ele, și într-un, la mine, în cameră, am lăsat un de ala mare, am avut un de ala de fontă mare. No, ăla, ăla n-ai. Ai lăsat de ala de fontă? Da, pe cât de aici, în cameră, știu. Iala de la parter, l-am luat jos, l-am spălat, da. Cu soda ca o spică, l-am băgat în baie, i-am luat dopurile jos, le-am refăcut. O ieșit o mizerie. Judeștiu, de la termoficare, băgat tot aia acolo. Dar luând, am întors și l-am pus pe un scaun deasupra veceului și am băgat cu presiune apă, cu o țeavă, cu găuri, și l-am spălat tot, am băgat soda ca o spică, am lăsat de azi pe mâine, mâine am făcut aceeași operațiune. I-am pus dopuri, știi cum era fierul în interior? Culoarea fierului, deci fără niciun pic de rujină. Soda caustică mâncătări, bă. No, l-am limpezit frumos, l-am pus înapoi dopurile. Păi ăla n-avea mor de cald în cameră la mine, bă. Păi aici e mai rece, dar acolo nu mă împic, îi dai drumul la centrală, s-o opri. Da, că și la mine etaj, nu vorbi că și la mine, dau drumul la căldură, dau un carul meu de căldură. Dar depinde și de cât e de mare caloriferul și ce e randamentare, înțelegi tu? Păi tu n-ai văzut că am unul pe balcon și unul pe pereche. Am două ai pus, așa e? Păi da, n-ai văzut. Dar trebuie să fac o față, nu. Bine, mă. Și azi dimineața la 5 m-am trezit udulearcă. Udulearcă. Nici așa nu-i bine. Nici așa nu-i bine. Nici așa nu-i bine că te răsești. Bine, mă, ce zici cu ăștia cu... Cu ce anume? Cu... scumpirile cu toate chestiile. Ce? E bine, mă. Lasă-i de impula mea de... Domne, azi, mă, vorbim pune. Cum, omule? Păi, dar bine făcut absolut românii la alegeri, nu? Așa e? Mă-nși prăjitura. Am un cad, nu l-am. Da. Dar bine făcut, mă, dă-i pace să le scumpirească, să nu le ajungă la român bani. Să poată bani în stradă, să se manifesteze, că altfel dacă nu pună că le recuți tot rău. Mă, și ies în stradă degeaba. Da. Cum, mă, degeaba? Degeaba iasă. Nu azi o zi, două, trei. Uite, vine căldura de la, din martie, trebuie să stai în stradă acolo 6 luni. Bă, dacă paralizezi țara o săptămână și nu le mai intră banii, păi e o problemă, mă. Nu mai mă luăm la serviciu. Și da. Nu-i drept. Ce nu-i drept, mă? Tu ai văzut la francez, bă, lasă că în Grecia. Dar tu nu pune pe ea, păi nu pune, nu. Cu cioveșii ăștia de păi la da. Întreb. Ăștia au 7 fețe, mă. Wow, ticălosul românul ăsta. Au 7 fețe. Nu-i pune tu pe ăia, mă. Pă, ăla, bă, când nu-i pune de noi. Dă foc la Șandra Mare. Ai văzut ungurii ce-au făcut? Da. Oi de capul meu. Nu? Dar grecii, bă, când au fost criza atunci, la românul le-o tăia Băsescu tăte. Și s-au luat serviciu și-au văzut de treabă ce mai rău să nu fie românul. Nu, dă-l în sărăcie. Păi nu, mă, frate, te duci și stai în stradă. Cum am stat la Revoluție, bă, frate. Stai acolo, până... Atunci ați ieșit la Revoluție și a strigat de Ceaușescu și l-ați omorât voi din vorbe.
Până să-l omori. Până să-l omori. Ce a strigat în stradă? Zic cum a strigat. Teroristul. Da, jos, Ceaușescu. Nu Ceaușescu. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. Bine. Nu jos Ceaușescu a strigat, că a strigat jos teroristul, jos criminalul, jos. Mm-hmm. Uite-te. Mm-hmm. E, o să devină peste 50 de ani un erou național. Deja lui. Deja lui. Pe cea mai mare explozie economică a României a fost între conducerea lui Ceaușescu de atunci. Ia. Yeah. Deci nu vorbesc ca economie. Social. Bă, omule, bă. De blocuri au făcut aici, o cartiere între. Erau, bă, tu ai fost în Istanbul sau în oraș din astea? În Istanbul n-am fost. No. Păi te erau, mă, și acolo, mă, pe cuvânt. Și unde e frumos? În anumite zone unde stă lumea. Păi, dar unde stă, bă, așa, la noi e bine, mă, aici. Ah. Oi de capul meu, cum crezi tu, bă? Păi să vezi ce cartiere și ce dărâmături. Păi, sunt în Istanbul, azi s-au răsturnat un bloc acolo cu 10 etajul, nu tot grămadă de oameni. Cum crezi? Deci niște zone prăpădite acolo pe zona centrului, până zona unde-s bazarul, așa. Cum crezi tu? Nu poate locui. Aia înseamnă democrație. Unde-i banul? Că-și construiesc ca palate și castele pe marginea Bosforului, dincolo aia mor de foame, bă, mâncați. Ajungă da. Păpuci, cum vin de noi, au tot felul de căcaturi și adună în fier vechi și... Pe bă, eu atunci, când am fost în Istanbul, în viața mea, adunai tu atunci, în 92, adunai tu sticle de plastic? No. Du-te, bă, de aici, păi erau ușine. Dar pe timpul în Ceaușescu am vândut sticle, că știi că mereu în spate la Minerva da, și... Da, știu. Da, dar eu vorbesc de altceva. Bă, camioane între ei duceau cu peturi. Dar tu știi câți bani fac? Știu. Nu, vezi? Da, bă, cineva mi-a zis, fii atent, cineva mi-a zis pe Facebook. Ia. Că am făcut eu un clip și am zis de peturile astea cu apa asta care se vinde cu, în magazine, cu în sticle de plastic. Și au zis Nelson, zice, peturile alea care le strânge oamenii și le ăsta, le face baloți, da. Dar după ce le spală ei aici, după ce ăsta le face baloți, tătătăt, și le trimite în China. Da, acolo. Și auzi, de ele știi ce face? Haine. Adidas, da. Training-uri. Și da. Nu numai de alea. Deci face și... textile aia de pe tine, e din pungi, de plastic. Din... Asta? Da. Supraelasticul. Tu ce e supra... Pe de ce este supraelasticul? 280 de euro a fost ăsta. Nu are nimic, e din plastic, mă. Da? Da, sigur. Astea care sunt bluzele de training, majoritatea din plastic. Scrie plastic, bă, nu mă frâne. Ia vezi, mă, dă-l pe dos unde e etichetul și citește. Nu, să mă petre la cap. Nu, unii fac alergie, să știi, de la bluzele astea. Și mie îmi place bluzele de training, dar nu. Citește, numai să vezi. Adidas. Made in China. Ai văzut? Ce bine. Dar unde vrei să scrie? Păi scrie, bă, citește ce scrie pe tichetul ăla. Mai trebuie să aibă acolo ce conține. Nu știu. Așa. Numai scrie cine știe de... Bine, mă, și seriale. Dacă eu știu să citesc Made in China... Așa. Păi cât te fac chine? Și carurile mele, că nu știu ce scrie. Nicât scrie aici, Petre, că-i gândești că e Biblie. Gândești că e Biblie. Că așa scrie de să nu poți citi. Că de aia scrie așa. Și Nic are și din ăla ca și la, cum îi zice, când pui pe el de citești. Din ăla. Aha. A, după. Nu, mă, de aia, cum îi zice, filigram din ăla. A. Păi omului, mă. Păi da. Fac tornă în paleți de alea de plastic. O arunc la gunoi. Bag în gura lor. Dar de ce, bă, cum? Dar ce are, mă, bluză aia? Unii nu o să știi că faci alergie la... Eu nu fac nicio alergie. Nu, că nu e organismul pentru așa ceva. Dar sunt unii care numai bumbacul, că dă puie pe el și se face bugă. Pe teme.
Ai văzut? Mare, ăsta, mare e mai din China sau Taiwan, mă, că asta Taiwan, așa... doi, da, și acolo, Adidas... N-ai să vezi că scrie... Da, băi, nu mai fac Italy. Băi, dar e și normal, mă. Păi cine mai are ține fabrici de alea de păpuși toxice în China? Tă-tă-tă, fac China. Păi și mulți, mă, ce-o lucrat-o? Lupa. Nu am lupa aici, sunt mai în botăliană. N-am lupa. Ai să citești? E. Mă, nu ești că scrie plastic acolo. Când ai vrea, nu, uite, ce să vezi că e din plastic. Dă-i în cancer. Dar nu are nimic. Așa e un filament. Dar mă, am văzut pe net o fază. Fii atent, e sticla de plastic, da? A. Are un dispozitiv ca un cuțit. Îi taie asta în da. Defiletul și începe de aici de la margine. Desfaci, uite așa în ea. O e ca și poță. A, așa că o decupează, știi, tătătăt până jos. Și aia, nu știu, s-o a făcut vreo 2 metri jumate lungime, știi, dar un fir subțire. Bă, legai mașina, o lega două mașini de una de cealaltă, trăgea mașina de el, bă. Serios. Ce-i de tare plasticul ăla? Aiii! Bă, am văzut și eu prostii de astea. Da, mă. No. Trăgea la mașina după el un cavar, Dumnezeu, cu plastic. Păi, un pescuie cu de sticle de plastic. N-ai unde prins pești. Mă vezi că nu mi-a plătit muia de bătrână, nici nu mai vin. Da, nici ce ai mers? Acolo la tavan. E, în baie. E supra. A. Păi aia nu, cred că o vândut ca asta, nu știi. Asta e aici? Cum o vândut-o? Păi așa știu că o vândut. Păi stă, mă, chiriașe, mă, cum să vândă, mă? Eu ai chiriașe stau, eu am tot vândut. Nu, mă, chiriașe, dar n-au venit la mine, n-au venit bătrâna aici. Da? Și? Cum să vândă, mă, că e 500 de euro pe lună, mă? Da, 500 de euro. N-am vorbit cu fetele atât. Nu, ce tu? Da, da. Ce e bun, da. 500 de euro. Tu ești robo? Da. O, unde-i fugă, copile, nu te-am mai văzut. 300 de euro era pe ăsta, avea un prieten moldovean în blocul ăla altul și eu ce-o vreau 300 de euro, nu mai vreau să trăiești. Bine, nu spunea, ai dat ce copii nu dar ce te-ai frumos așa în cap? Te-ai... Foarte bine, așa trebuie. Domne, ala, bine și că ești mafru. Așa trebuie. 300 de euro s-a părut mult și o s-a mutat cu tăsul de aici, nu mai joia cu bani. Ia păi judești tu, mă, 300 de euro, ne-am s-o plus iarna căldură, care nu plătești. 5-600 de euro. Dacă ai copil și face școală și îl dai ca să păi așa, școală. Fetile erau una la medicină, mi se pare, și una nu știu unde era. E, soția lucra la Institutul de Transplant. Vă las, mă. Că Petrică remorchează cu peturile mașina. Cu peturile mașina.